Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi, Guvernul Câțu, total nepregătit pentru valul 4. Stimați colegi, deși am trecut prin trei valuri pandemice, iată că și cel de-al patrulea val i-a găsit total nepregătiți pe guvernanți, deși românii sperau că măcar în cel de-al doilea an de pandemie să poată beneficia de o îngrijire corespunzătoare. Mai ales când acest val a fost anunțat încă din timpul verii, când nu aveam niciun caz confirmat cu COVID. Până la, 30, până la data de 13 septembrie, unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 era de 5288, dintre care 162 minori, 633 de persoane sunt internate la ATI, dintre care 10 minori. Avem deja 4000 de cazuri noi în 24 de ore. Specialiștii spun că la începutul lunii octombrie va fi prin vârf pandemic. Oare ce o să ne facem atunci când locurile la ATI sunt ocupate de pe acum, iar medicii sunt nevoiți să intubeze bolnavii pe holurile spitalelor? Bolnavii cronici, cei mai predispuși în bolăvirii, sunt uitați din nou, aflându-se printre singure țări care nu avem sisteme speciale de tratare a bolnavilor cronici. S-au deschis școlile și, deși spuneau că o să înceapă campania de vaccinare încă din prima zi de școală, aflăm că se amână și aceasta din cauza faptului că nu au fost identificate spații necesare vaccinării, deși acestea trebuiau pregătite cu mult înainte de deschiderea școlilor. Ne întrebăm de ce refuză populația vaccinarea. Poate pentru că guvernul Câțu a fost incapabil să informeze corect populația, să amenajeze corespunzător spațiile destinate vaccinării, să deschide centrele medicale în școli, să testeze gratuit populația, să le ofere oamenilor siguranță și încredere, astfel încât să se atingă un procentaj cât mai mare al vaccinării, așa cum s-a întâmplat și în celelalte state UE. Ne confruntăm cu situații care nu trebuiau să mai existe în momentul de față, dacă guvernul era capabil să se preocupe de viața cetățenilor și nu doar de război intern pentru putere, care a generat actuala criză politică în afara faptului că aleargă după Cioran, nu mai fac altceva. Luptă între Câțu și Orban, lupte între PNL și USR+, Plus, iar românii suportă consecințele. Domnilor guvernanți, treziți-vă la realitate și nu vă mai bateți joc de români, fiindcă în condițiile actualei pandemii, românii vor plăti cu viața din cauza incompetenței acestui guvern. Vă mulțumesc, deputat de Cara și Romulus Marius Damian.